Comunicat. Privim cu multă îngrijorare situația din Ucraina, generată de începerea războiului declanșat de forțele militare din Rusia asupra unui stat suveran. Chemăm credincioșii penticostali la rugăciune și post pentru încetarea vărsării de sânge în Ucraina și pentru restabilirea păcii în această țară vecină cu țara noastră. În aceste vremuri tulburi, Biserica este chemată să slujească celor care se confruntă cu consecințele războiului, rămași în Ucraina, cât și celor care sunt siliți să-și părăsească țara pentru a lua drumul pribegiei. Vă îndemnăm să fiți pregătiți pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie și a-i primi pe refugiați, acordându-le ajutor spiritual, material și financiar. Așa ne învață Apostolul Pavel. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Galateni 6:10. Ne rugăm lui Dumnezeu să ocrotească poporul ucrainean, să păzească România și Europa și să-i ajute pe liderii politici să găsească cele mai bune soluții pentru pace. Domnul Iisus Hristos a spus: ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5:9. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Comitetul Executiv al Cultului Creștin Penticostal. Distribuie și abonează-te pe canalul Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.